Aș vrea ca să recitesc versetul acesta care a fost ales ca temă pentru conferința aceasta. Filipeni, capitolul 3 și versetul 10. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferinței Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Persoana care a scris aceste cuvinte este Pavel. Toată lumea îl cunoaște pe Pavel. Dar despre Pavel, Domnul Iisus Hristos ne spune că este un vas ales ca să aducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Omul care a zis aceste cuvinte este Apostolul Pavel. Este omul, vasul ales de Domnul Iisus Hristos. Dar mai înainte ca să ne spună aceste cuvinte, Pavel a zis în Filipeni capitolul 1, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Înainte ca să zic aceste lucruri frumoase, să-L cunoască, să ne spune despre cunoștința aceasta, dorința Lui care avea să-L cunoască pe Domnul Iisus, ne-a spus că pentru El să trăiască este Domnul Iisus Hristos și a muri este un câștig. Vezi tu, Apostolul Pavel a cunoaște pe Domnul Iisus Hristos era o dorință că realiza valoarea în cunoștința Domnului Iisus Hristos. Să cunoaște pe Domnul Iisus este un preț nespus de mare, o valoare infinit de mare. Pavel înțelegea acest lucru. De aceea, comparat cu cunoștința Domnului Iisus Hristos, orice alt lucru comparat cu această cunoștință era socotită de El ca un gunoi. Și pentru cunoștința Domnului Iisus Hristos, El a pierdut tot. A jertfit tot ca să cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că cunoștința Domnului Iisus Hristos are un preț infinit de mare. E valoroasă cunoștința aceasta de Domnul Iisus Hristos. El, după aceea, vasul acesta ales de Dumnezeu, omul lui Dumnezeu însetat după Dumnezeu, însetat ca să-L cunoască pe Dumnezeu, e direct paralel cu psalmistul care zice cum dorește un cerb izvoare de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeu Sfânt, Sfântul meu. La fel, Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe tine te caut. Te caut. Însetează sufletul după tine, înțesnește trupul după tine, într-un pământ uscat și fără apă. Apostolul Pavel însetat după Dumnezeu, însetat după cunoștința Dumnezeu, că el vedea valoarea și prețul de spus de mare care era în această cunoștință de Dumnezeu. Da, este tragic, dar în zilele aceasta omul nu mai dorește cunoștința de Dumnezeu. Pavel a sacrificat tot și a considerat ca un gunoi ca să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Astăzi, omul sacrifică cunoștința de Dumnezeu ca să obține lucruri care nu sunt veșnice. Lucruri care sunt temporare, care nu duce în veșnicie, care nu aduce bucurie. Este o tragedie. De ce oare? Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cel ce sunt în pierzare. Pentru că propovăduirea pe Hristos răstignit pentru iudei este o picină de potinire și pentru neamul este o nebunie. De asta oamenii nu s-o pătește, nu pune valoare în a cunoaște pe Domnul Iisus Hristos în ziua de astăzi. Vezi dumneavoastră, ca să cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos mai întâi de tot, Domnul Iisus Hristos trebuie ca să fie Domn. Nu poți să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos dacă El nu este Domn. Cum zice și Pavel aici așa. Din nou, Filipeni capitolul 3, versetul 8, față de prețul de spus de mare a cunoaște pe Iisus Hristos, Domnul meu. Ca să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos mai întâi de toate, Domnul Iisus trebuie să fie Domn. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că trebuie ca să trecem pe la cruce. E imposibil ca Domnul Iisus Hristos să fie Domn dacă nu trecem pe la cruce.
Ne aducem aminte în Ioan capitolul 20, când Domnul Iisus îi spune lui Toma, pune-ți degetul în mâna mea, bagă-ți mâna în coasta mea. Și după ce a pus degetul în mâna Domnului Iisus Hristos, după ce și-a băgat mâna în coasta lui, ce zice Toma? Domnul meu și Dumnezeul meu. Ca să cunoaștem pe Domnul Iisus, trebuie să fim mântuiți. Trebuie să chemăm numele Domnului Iisus Hristos. Cum zice în Roman capitolul 10, fiindcă oricine va chema numele meu, numele Domnului, vei fi mântuit. Ca să cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să fim mântuiți. Domnul Iisus trebuie să fie Domn. Trebuie să trecem pe la cruce. Cheamă-mă în ziua, cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Cum să chemăm pe Domnul numele? Cum chemăm numele Domnului Iisus Hristos? Pavel către Roman scrie, dacă mărturisești cu gura pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credință din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura ajunge la mântuire. Ca să cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să trecem pe la cruce. Trebuie ca Domnul Iisus Hristos să fie Domn. Ca să cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos, trebuie ca să fim plini de Duhul Sfânt. Dacă vrem să cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să fim plini de Duhul Sfânt. A cunoaște pe Domnul Iisus nu este greu. Dar a cunoaște pe Domnul Iisus Hristos nu este un exercițiu în teologie. Poți să ai 100 de masterate, doctorate de teologie, dar dacă nu ai pe Domnul Iisus Hristos, nu cunoști pe Domnul Iisus Hristos. Pentru mine nu e nimic mai chinuitor sau mai greu de ascultat un teolog care nu vorbește prin puterea Duhului Sfânt despre lucrurile cerești și lucrurile dumnezeiești. De ce oare trebuie să fim plini de Duhul Sfânt ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu? În 1 Corinteni capitolul 2 citim și versetul 9 și 10, dar după cum este scris, lucrurile pe care ochii nu le-au văzut, urechea nu le-a auzit, și inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Atenție! Nouă însuși Dumnezeu l-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Ca să o cunoaștem pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să fim plini de Duhul Sfânt. Și roada Duhului, după cum știm, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, plândețea. Și nu numai aceasta, dar un om plin de Duhul Sfânt are, ca vorbește cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări de laudă mulțumește totdeauna Dumnezeu Tatălui. Dumneavoastră puteți să numiți 5 oameni care sunt plini de Duhul Sfânt? Este, cum zice în engleză, un rare breed. Este o rază, foarte rară să găsești un om care este cu adevărat plin de Duhul Sfânt. Dar ca să cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos, care cunoștința Domnului este o vară nespus de mare, trebuie mai întâi de orice să Domnul Iisus să fie Domn. Trebuie ca să trecem pe la cruce. Trebuie ca să fim plini de Duhul Sfânt. Vedeți dumneavoastră, ca să fim plini de Duhul Sfânt, firea trebuie să fie crucificată. Dar în capitolul 5, citim, cel ce sunt în Hristos Iisus și-a răstignit firea pământească împreună cu poftele și cu patimile și poftele ei. La fel, în capitolul 2 și versetul 20 citim, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum, în trup o trăiesc în credință în Fiul Dumnezeu care m-a iubit și și-a dat pe sine însuși pentru mine.
ca să cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos, trebuie ca Domnul Iisus să fie Domn, trebuie ca să fim plini de Duhul Sfânt și ața care leagă toate lucrurile împreună este, cum a fost și spus înainte, credința. Fără credință nu există mântuire. Fără credință nu există absolut nimic. Pentru că fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că a spătit pe cel ce îl caută. De aceea citim, pentru că noi umblăm prin credință și nu prin vedere. Fără credință este cu neputință. Credința leagă toate împreună. Și de aceea, cum zice Pavel către Corinteni, voi în sus cercetați-vă dacă sunteți în credință. Eu nu trebuie să vă cercetez pe dumneavoastră. Dumneavoastră nu pe mine. Eu însuși trebuie să mă cercetez. Sunt eu oare în credință? Este obiectivul vieții mele să caut pe Domnul Iisus Hristos. Este aceasta mare dorință. Omul Dumnezeu, vasul Dumnezeu, Pavel, aceasta era pe primul loc în viața lui. A pierdut tot. Totul comparat cu aceasta este ca un gunoi. Dumnezeu să binecuvânteze cuvântul lui. Amin.